pe Instagram și pe TikTok și pe YouTube. Mulțumim, Andrusa. Și pe YouTube, da? Unde faci un conținut extraordinar. Noi n-am văzut ce conținut face, doar ce e tare de tot. Păi, nu te supăra. Cum să nu? Ia... nu mă supăr, mai. Prima dată a fost pe YouTube. Bun, începem cu știrile noastre frumoase pentru că avem știri. Online. Corect. Da, avem știri tare de tot. Oana Ioniță a câștigat o primă bătălie în procesul cu tatăl copiilor săi. După luni de suferință, vedeta face un pas important. Da, Oana Ioniță a câștigat o primă bătălie în procesul cu tatăl băiețelului său. Ce se întâmplă în aceste momente, în toată această situație, care nu i-a fost deloc lejeră. Oana ne-a povestit de-a lungul timpului că copiii stăteau separați, băiețelul la tată și fetița la ea. Dar mai multe cred că ne spune chiar Oana în această seară, nu? Pentru așa că este. Avem prin telefon. Bună seara, Oana! Bună seara, Oana! Bună, Natalia! Bună, Andrei! Te pupăm și felicitări, în primul rând, pentru o primă reușită într-o situație care cred că ți-a fost foarte grea în ultima perioadă. Da, a fost o perioadă foarte lungă în care am încercat să restabilesc, să echilibrez balanța. Sau să stabilizezi oarecum lucrurile. Să stabilizez, da, pentru că eu inițial am luat o decizie greșită în urma unei convenții pe care am crezut că o să fie pe cale, se poate de amiabil, având în vedere că 10 ani de relație cumva ne-au făcut să ne-au adus împreună și am fost într-o perioadă bună. Și am crezut că o să continuăm să putem să ne înțelegem măcar cu, în legătură cu copiii. Am făcut această convenție sfătuită de avocata mea de atunci, care mi-a spus că drepturile vor fi comune, nu contează exact domiciliul. Domiciliul este doar o chestie legată de unde o să scrie o prevedere, o ceva. Până la urmă, a contat domiciliul, nu? A contat programul pe care eu nu l-am specificat, știi? Am crezut că dacă stabilim exact perioada de vacanță, restul timpului o să fie jumate-jumate. Așa mi s-a spus, avocata mi-a zis de atunci că dacă noi ne înțelegem cu privire la un program jumătate, o săptămână eu, o săptămână el, weekendurile, ceea ce am și convenit inițial, dar nu am și scris în acea convenție. Am zis, hai să ne punem noi de acord și ne înțelegem noi. Când ai tu spectacole, când am eu repetiții, când am plecări în străinătate cu copii și în funcție de asta copiii stau la mine sau la tine. Oana, problema a apărut în momentul în care fostul soț nu a respectat convenția voastră? Convenția a fost stabilită doar pe perioada vacanțelor. În perioada normală a anului școlar nu am stabilit niciun program. L-am lăsat de comun acord, ceea ce a fost total greșit, pentru că eu m-am bazat că atunci când copilul poate să stea ziua la mine, să facem teme și să împărtășim mai mult timp împreună, copilul să-și dorească și să rămână totuși la mine. Între timp, copilul nu a mai fost, a fost convins că ar trebui să rămână la tată, că are un program fix și... și trebuie să urmezi acel program. Dar nu ai încercat să vorbești în acel moment, nu ai încercat să vorbești cu fostul soț și să explici faptul că este nevoie totuși de un program foarte bine stabilit și care să nu îi scoată din ritm pe copii? Evident că am încercat, evident că am purtat foarte multe discuții în care inclusiv copilul și-a dorit să rămână la mine și eu mi-am dorit, după ce plecam la grădina zoologică, după ce ne plimbam, după ce să continuăm să rămână cu sora lui acasă, eu, imaginați-vă că eu în decurs de 6 luni nu am putut să-l iau niciodată de la școală, deși am fost prezent acolo, deși mă duceam la școală, mi se spunea că el are un program și trebuie să fie acasă, să-și facă temele cu el sau cu bunica lui. Și de multe ori, mi s-a întâmplat chiar odată, am fost în fața școlii, bunica lui era prezentă, eu am venit să-l iau și mi-a fost luat din mână de către bunica lui. Cred că a fost groaznic pentru copii, în primul rând. Nu mai zic pentru voi că e chinuitor, dar cred că pentru copii a fost cea mai rea decizie, cred eu, nu? Da. Și pentru mine, și pentru copii. Știu că noi atunci când ai venit la noi în platou, ai venit într-o dimineață și am vorbit de faptul că ați despărțit oarecum copiii și am spus noi atunci că s-ar putea să nu fie o decizie foarte bună, mi-aduc aminte. Și de faptul că vacanțele le făceau cumva separat, nu? Da. Eu nu am privit-o ca pe o despărțire. Eu am privit-o ca și... chiar dacă domiciliul funcționa... Eu am privit-o cum mi-a explicat mie avocat. Am înțeles greșit total ce mi-a spus ea și exact așa mi-a spus, că custodia va fi comună și timpul va fi a copiilor împreună, la mine și la tată, cum era și firesc. Dar între timp,
fostul meu soț nu s-a ținut și nu n-a agreat ca Maxim să mă poată vedea. De ce crezi că s-a întâmplat această schimbare pe parcursul trecerii timpului, Ioana? Ce s-a întâmplat între voi de nu ați reușit totuși să ajungeți la un numitor comun? Ce nu i-a convenit lui? Ce s-a întâmplat? Ați ajuns la anumite discuții? Mai exact. Cumva simt că s-a agățat foarte mult de Maxim și a încercat să se răzbune pe faptul că am divorțat, cu toate că noi nu mai aveam o relație de ceva timp. Am hotărât eu în principiu și apoi de comun acord că nu mai putem continua o relație atâta timp cât nu avem o relație, deși trăim în aceeași casă. Nu a fost vorba niciodată de o altă persoană, nu a fost niciodată vorba de altă situație, pur și simplu noi nu ne-am mai înțeles. Dar el a avut o legătură cu Maxim, cum spune și el, una specială. Din punctul meu de vedere, o mamă și un tată trebuie să aibă o legătură normală cu un copil, adică nu exagerată, nu ai grijă de copilul tău, ești lângă el, îi oferi ce-ți dorești, sprijin și suport, dar nu îi interveni peste programul celuilalt părinte, nu îi tăia din libertatea pe care ar trebui să aibă cu celălalt. Noi am început din luna octombrie un proces de ordonanță prezidențială care a durat, din păcate, el a tărăgânat foarte mult acest proces, care s-a finalizat săptămâna trecută. Vineri s-a luat decizia, iar luni s-a comunicat prin stabilirea unui program. Este important, iată că astăzi discutăm despre o primă reușită și până la urmă orice sau oriunde se aduce discuția, important este liniștea copilor. Un prim pas spre îndreptarea unei situații poate un pic greșit. Astăzi a fost pentru prima oară când mi-am luat copilul de la școală și când am stat cu el timp de 6 ore la mine acasă, am sărbătorit cu o supă cremă de ciuperci și cu joacă și ne-am simțit foarte bine. Este un copil foarte... Oana, nu putem să spunem decât că ne bucurăm. E foarte important când copiii sunt cu ambii părinți și sunt bine, chiar dacă părinții sunt despărțiți. Noi îți mulțumim foarte mult că ai intrat în legătură cu noi. Din păcate, timpul nu ne permite să stăm cât am vrea noi pe această discuție. Dar sunt convins că poate îți vei găsi într-o zi timpul să vii la noi în platou, să vorbim așa cum am vorbit întotdeauna deschis și cu timp mai mult alocat unui subiect extrem de important, cred eu, și anume copiii și părinții copiilor. Mulțumim tare mult, Oana. Mulțumim foarte mult, Oana, și o seară frumoasă îți dorim. Noi continuăm cu știrile apărute pe spainews.ro.